Vedeți, dumneavoastră, în mare măsură depinde de perspectiva din care privim niște lucruri. Și acum trebuie să mă întorc totuși la prozaicul avion cu care am venit, pentru că zbura pe deasupra unui plafon de nori și mă gândeam, iată, când ești jos pe pământ, meteorologii spun cerul va fi acoperit. Dar când ești deasupra, zici, păi nu cerul este acoperit, pământul. Așa se întâmplă că zicem noi, pe Dumnezeu și-a întors față de la noi. Păi nu e așa, noi ne-am întors față de la Dumnezeu. Răsturnăm puțin perspectiva, pentru ca să fim totuși undeva deasupra. Așa se întâmplă, deci, în gândirea și în viața noastră antinomică, care este aceea creștinismului, adică raporturile pot fi și de un fel, pot și de altul în întâlnirile noastre cu Dumnezeu. Domnul Hristos zice, iată, eu stau la ușă și bat, ceea ce semnează că El este străinul, El este călătorul, eu sunt gazda, ușa este închisă, El stă în fața ușii mele și ciocănește și așteaptă ca eu să-i deschid. Tot El este gazda când îmi vine săracul, Iisus anonimul, să-mi ceară ceva, un ajutor. În cazul acesta, eu sunt gazda și Dumnezeu este oaspetele sau prezumatul oaspete. Dar pe de altă parte, tot Iisus Hristos poate să fie El gazda și eu să fiu afară. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odigni, veniți la mine. Ceea ce semnează că Domnul e are sălașul, iar eu sunt rătăcitor, sunt pribeag și El mă cheamă să îmi dea odihnă. Dar Domnul este mai mult decât atât. Eu sunt ușa. De va intra cineva prin mine, se va mântui și va intra și va ieși și pășune va afla și va intra și va ieși. Cum adică să intri în Dumnezeu și să ieși de Dumnezeu? Adevărul este că ori în ce sens ai circula pe această ușă a lui Iisus Hristos, tot înăuntru mergi. A ieși este un verb pus pe măsura puterii noastre de înțelegere, că noi ca oameni nu avem altă perspectivă și nu ne putem exprima altfel. Dar de fapt pe această ușă a lui Hristos, fie că mergi încoace, fie că mergi încoace, tot înăuntru, tot în Dumnezeu ești. Afară niciodată, prin Iisus Hristos nu poți ieși undeva în exterior.